meciurile din cele două etape de play-off scurse până acum, de la partidele disputate în Giulești. Și un arbitru obișnuit cu atmosfera încărcată pe stadioane, obișnuit cu marile derbiuri. Ți amintești cu siguranță, Dan, acel derby din Giulești? Fotbaliști cu multe meciuri la Liga 1, e miezul discordiei, o greșeală în defensiva Stelei, Marian Vlada. Vlada trage la colțul lungă, o minge respinsă, uriașă, ratarea lui Daniel Niculae, el, Vlada, Maftei, Goge și Ionuț Voicu, plus Daniel Pancu, sunt mărul discordiei. Iată de unde pleacă această fază, cu o pasă în spate, o pasă foarte riscantă. Eduard Radu. Aici pleacă din poziție regulamentară Marian Vlada din propria jumătate de teren. O pasă, cel vizează pe Goge. Se apără bine până la urmă Zeciu. Dar l-am urmărit pe Goge de când a sprintat de undeva de la mijlocul terenului. Spuneam, o viteză foarte, foarte bună. Din nou emoții în defensiva Stelei. A arătat bine și această pasă a lui Vlada la întâlnire. Avea nevoie Goge să fi fost puțin mai tare pasa, ca să îl depășească și pe Zeciu. N-a reușit să ia far. Iată pe Goge, cere Vlada. S-a dus în careu Daniel Niculae. Centrare pentru Niculae și este gol! Gol rapid la mijlocul primei reprize. Deschide scorul formația lui Constantin Schumacher. Din nou un atac în flanc al giuleștenilor. Aici se face diferența. Foarte frumoasă și finalizarea lui Niculae. Ca înțeapă foarte frumos acea minge peste Iancu. Niculae singurel. E a doua, a treia oară când apare la finalizare fără marcaj în centrul careului Stelei. Până la urmă se întâmplă ceea ce era de așteptat, la felul în care a decurs această primă parte a întâlnirii. Iată ce spații mari, priviți-l pe Daniel Niculae, vine pe zonă centrală singurel, nu reușește să-l închidă la timp Eduard Radu, iar finalizarea e formidabilă. Ce pasă bună dă și Vlada, exact acolo unde trebuia, unde aștepta Daniel Niculae și în zona în care nu poate interveni portarul Horia Iancu. 36 de goluri pentru Daniel Niculae în acest... Diagonală Burlacu, acesta este Duriță. Niculae, ce pasă dă Daniel Niculae! Senzațional Burlacu! Minge respinsă de Iancu! De fault, un atac. Dar s-ar putea să fi fost un hands pe care să nu-l fi văzut Alexandru Tudor. E ceea ce reclamă giuleștenii. Impresionantă pasă a lui Niculae însă. Deși aici, cred că înainte de hands e offside. Offside la Burlacu. Acum nu dau seama, nu l-am văzut pe asistent cu steagul sus. A jucat acea minge cu mâna fundașul central al roșalbaștilor. A stat mai bine decât cea a giuleștenilor, dar la meciurile directe rapid a fost mai bună. Goge acum la colțul lung, atinge această minge Iancu și rămâne 1-0 cu un minut înaintea finalului primei părți. Atât s-a arătat de la margine. E un șut care a semănat cumva cu cel al lui Vlada în debutul partidei, în diagonală. În această dată mingea a fost respinsă. Mi-aduc bine aminte, da. Una e să joci cu tricolor, meci în care a și reușit să marcheze, și alta e să joci un astfel de meci decisiv. Un șut foarte bun și iată prima ocazie cu adevărat mare a Stelei. A fost șutul lui Constantinescu. A gândit repede, a șutat repede. A bine lovit-o mingea, într-adevăr. Să vedem dacă le va da mai mult curaj între linii. Două linii care s-au rupt acum. Așa apare superioritatea Stelei în flancul stâng. Centrarea lui Radu, o foarfecă a lui Bâtfoi, o bilă neagră pentru Alexandru Iacob, care a fost pasiv acolo, l-a lăsat pe Bâtfoi, nu l-a incomodat cu absolut nimic, l-a lăsat să încerce acest procedeu complicat. A merită aplauze pentru tentativa sa, Bâtfoi. Parcă vedem din ce în ce mai multe execuții de acest fel în ultima perioadă.
A fost super golurile marcate în cinci. De cele mai multe ori a făcut diferența. Predescu primește acum, în care o Predescu are mingea pe dreptul, șutează. Se cere hands? Da, dar mingea a lovit pieptul lui Duriță, cred că el a fost acolo, în care o Predescu e convins că a fost hands. Jocul poate continua. Revedem această acțiune și face mingea pe dreptul. E luată cu mâna. În cot. Inițial am avut impresia că pe piept i-a venit lui Doru Bratu. Fie pe Goge, fie pe Daniel Niculae în aceste pase în adâncime aici. Poate fi faza golului de 2-0. Goge, Grigore, gol! Rapid face 2-0. Pasă care taie apărarea Stelei, dată de Daniel Niculae, iar Petre Goge lămurește definitiv soarta acestei partide. Da, iată, Steaua a jucat bine în repriza a doua, dar cei care marchează sunt tot giuleștenii. Spuneam mai devreme, a reușit oare Rapidul să își arate maturitatea? Da, o face foarte bine. Goge rezistă aici tentației de a trage la poartă. Venea și Daniel Niculae în acea sanie disperată, însă foarte calm. Adrian Dragoș, Grigore certat mai devreme pentru eroarea care era să ducă la golul egalizat. S-a făcut și exces de zel în această seară. Dovleac, din nou preluare bună. Ce contraatac pentru Rapid. Dovleac primește susținere, pasă pentru Daniel Niculae, ajunge la minge. Niculae în plasa laterală. Pe ocazioar nu a avut Niculae. Da, exact la asta mă gândeam. Steaua e prăbușit acum. Gol marcat în prima repriză. A creat faza golului 2. A ratat alte 3 ocazii mari Daniel Niculae. E coșmarul Stelei până acest sezon, Daniel Niculae. Un adversar tradițional pentru cei în roșu și albastru. Toată lumea așteaptă fluierul de final al lui Alexandru Tudor. Barajul pentru promovare în Liga a 3-a se joacă pe 16 și pe 23 iunie. Așadar, Rapid mai are meciuri, are calendarul ocupat până spre finalul acestei luni. Rapid, Steaua 2-0. Rapidul a intrat cu 3 puncte în play-off, a câștigat toate partidele, inclusiv acest ultim meci cu Steaua 2-0, Daniel Niculae și